ediție... Iată seria activităților dedicate revistei Cronograf continuă. Iată, de data aceasta, în Galeria de Artă a Centrului de Creație, unde, înainte de a trece la prezentarea scriitorilor sătăreni, îi invit alături de mine pe Laura Poantă și pe Victor Cubleșan, pentru că am pregătit și o expoziție a marca USR Cluj, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj. Am vrut să remarc și așa că prin cele trei litere se mai poate înțelege și altceva și să nu fie nicio confuzie, facem cultură. Așadar, Laura Poantă și Victor Cubleșan. Bună seara! Vreau să, în primul rând, să mulțumesc din partea expozanților pentru ocazia aceasta, pentru invitație, pentru organizare și pentru sală, care este foarte frumoasă. Sperăm să vă bucure lucrările expuse. Aș vrea să mai anunț faptul că noi, în decembrie, de Moș Nicolae, dacă totul merge bine, o să lansăm un album retrospectiv al celor 15 ani de activitate pe care are Salonul Scriitorilor care pictează. Și am încercat să cuprindem cât mai multe lucrări pe care le-am avut în arhivă din toți cei 15 ani în care ne-am plimbat pe la Muzeul de Artă, la Galeriile Steaua de lângă USR și Galeriile Diverta, deci în mai multe locuri din Cluj unde am reușit să expunem de-a lungul anilor. Deci vă invităm cu drag dacă aveți timp și drum către Cluj. Și chiar acum mă gândeam, povestind, că poate există și pe la filiala din Satu Mare scriitori care pictează și care poate ar dori să vină la Cluj să facă o mini-expoziție colectivă. Vă așteptăm cu drag. Poate o să spună Titi câteva cuvinte despre, despre salonul acesta de primăvară al scriitorilor. Și mulțumesc încă o dată pentru ocazie. Cred că e un cadru frumos pentru ceea ce va urma în această seară, pentru recitaluri. Apropo de poezie și de îmbinarea aceasta dintre artă, poezie și muzică, căutând acum niște lucrări, am găsit foarte multe imagini ale unor scriitori celebri care își ilustrau singuri cărțile. Printre cei mai cunoscuți este Micu Prinț, care are chiar desenele autorului, dar am găsit acum lucrări foarte frumoase ale lui Kurt Vonnegut, care se pare că își făcea singuri ilustrații. Bine, pe William Blake îl cunoaștem toți. Și poate ar fi și asta o idee, dacă vă vin inspirația când scrieți poezii, să vă faceți și ilustrații la cărțile următoare. Și da. Milan Kundera, exact, deci foarte multe exemple. Sunt unele de care recunosc că nici nu știam că și desenau atât de frumos. Bâlciu de șertăciunilor, care a ilustrat chiar de autor niște desene extraordinare. Poate vă inspir, da. Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație și să ne bucurăm de ce urmează. Eu am să fiu foarte scurt. Am să reamintesc, mi-am și notat, nu cumva să uit pe cineva pe din afară. Expun aici Ion Cristofor, Maria Pal, Laura Ponte, Irina Petraș, Flaviu Sucăcel și Elena Brudan. Și Laura spunea, înainte, scriitori care pictează. Până la urmă, e o distinție, nu știu dacă e cazul neapărat să o operăm, pentru că nu avem de face, dacă vă uitați pe pereți, cu pictori amatori, cum s-ar spune. Până la urmă sunt artiști care se exprimă și în scris, se exprimă și în arta vizuală. Și dacă vă uitați la pânzele sau, mă rog, hârtiile expuse astăzi, o să vă observați că sunt niște artiști foarte serioși. Chiar dacă vorbim de oameni care sunt mai cunoscuți ca poeți sau critici, Flaviu este un dramaturg foarte bun. Asta nu înseamnă că în pictură, în desen, vin ca niște diletanți. Din contră, aș spune, dacă am exclude opera lor literară, rămân foarte solizi pe partea aceasta de artă vizuală. Nu cred că e cazul să minimalizăm latura asta. Și tocmai din acest punct de vedere este o expoziție foarte interesantă,
sigur, sunt stiluri foarte diferite, maniere foarte diferite de abordare, de la Flavius, pe care îl vedeți cum integrează inclusiv în structura tabloului rama, la alții care nici măcar nu folosesc rama, la colaj în spate, la grafică, la pictură mai degrabă în manieră clasică, la cuțit, penel, tehnici foarte diferite. Ce îi aduce la un loc, în afară de faptul că sunt membrii ai aceeași filiale, este, dacă veți vedea, atenția înspre modernitate. Toate tablourile, toate sunt într-o factură modernă, fiecare în stilul său. Mai puțin o factură clasică, ci o structură modernă. Coloristica, cum spuneam, foarte diferită, dar în același timp foarte bine armonizată. Stilurile, cred că este o expoziție care face onoare filiale și cred că, dacă spuneam, facem abstracție de partea literară a operelor, oricând poate sta în picioare ca o expoziție pur și simplu de pictură, iar autorii ar... Laura chiar și vinde, nu? Da. Gândesc că și ceilalți ar putea să își vândă liniștiți operele și să facă din asta o carieră separată. Nu cred că mai nevoie de mai altceva spus. Sper să savurați expoziția și mulțumim pentru sală. Acum fie vorba între noi, eu fiind medic, e ok. Da, și cu cărțile și cu tablourile, cred că nu se poate trăi. Dar, mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi. Mulțumesc și colegilor de la Norvest TV, cei care filmează și această activitate și cu siguranță că, având suportul video, vom reuși să transmitem și filialei clujene ceea ce s-a întâmplat astăzi aici și colegii care nu au fost astăzi prezenți la Satul Mare vor putea să vadă expoziția cât și evenimentul literar în sine. În cele ce urmează, îl invit pe Felician Pop la microfon și rând pe rând o să invite scriitorii sătmăreni în fața dumneavoastră să citească un poem, să citească un fragment din proză și mâine la Casele din Carei oaspeții noștri ne vor citi și, de ce nu, la acel simpozion, la acea dezbatere despre cărturarul în vremea lui, vor putea să nască fel de fel de idei. Felician Pop. Mulțumesc. Am aici o listă în ordine alfabetică, știți? Democrata tiranie a alfabetului. Și aș dori să o invit pe Cornelia Bălan Pop și rog pe toți sătmărenii să fie cât... Ei, în Satul Mare se scrie multă poezie și multă poezie bună, motiv pentru care la început m-am gândit să scriu o singură poezie în care să explic de ce nu scriu poezie. Începutul e gata de mult și știu un singur lucru, că dacă scrie poezia, scrie balade. M-am oprit din lipsă de timp. După cum, ocupându-mă de mult timp de roman, Nicolae Breban la un moment dat m-a întrebat de ce nu scriu și romane. N-am trecut tot din lipsă de timp pentru că, până la urmă, critica literară îmi oferă posibilitatea de a descoperi mereu noi teritorii și treaba aceasta mă preocupă mai mult decât a scrie propria mea operă de imaginație, cel puțin deocamdată. Acum, revenind însă la relația dintre pictură și carte, în ultimii ani, de fapt de mulți ani, fiecare lucrare de-a mea a avut pe copertă un tablou celebru. Am reușit să găsesc de fiecare dată un asemenea tablou și un exemplu foarte bun a fost chiar acea carte de la sfârșitul anului trecut despre imaginarul ezoteric, unde am găsit un tablou reprezentând un alchimist în laboratorul lui. Un tablou absolut senzațional.
Despre carte nu mai vorbesc, am lansat-o și aici, am lansat-o și la Cluj. Din păcate, întârzie cartea cealaltă, care a intrat, e în lucru, este paginată, coperta încă nu-i gata, dar am promisiunea că totuși, după ce a zăcut vreo 3-4 luni în vară, până la sfârșitul anului apare. Și acolo sper să apară încă un tablou important, în consonanță de plină cu acea carte, care este o istorie a prozei fantastice românești. Sper ca la sfârșitul anului să ne putem revedea, poate și aici, poate și la Cluj, la o nouă lansare. Și aici trebuie să mulțumesc Centrului de Creație pentru că a sprijinit apariția acestor cărți. Realmente le sunt îndatorat, pentru că sunt niște cărți mari. Eu zic și la propriu și la figurat. Mulțumim, domnule Glodeanu. Urmează așa. Lista mea s-a încheiat și am uitat de cineva, adică am uitat de mine să spun și eu două vorbe și dacă astăzi am fost pus pe povești, vreau să vă spun că am fost foarte multă vreme, de foarte mulți ani lucrez la această instituție și am fost mereu fascinat de lucrurile pe care le găsesc la rădăcina ideilor și la rădăcina faptelor. Și astfel am ajuns într-un sat la Boinești, aproape de Bixad, odată într-o zi cu un bătrân care a murit de mult, care mi-a spus o întâmplare, că ei, cei care locuiesc în satul acela, au fost niște păcătoși și mi-a spus de ce, că acolo locuia un zmău, și zmăului trebuia să-i ducă lumea în fiecare lună câte un copil de adinala grasă, un zice, să-l mănânce. Și atunci oamenii au zis că i-au întins o capcană și au zis, dom'le, copilul ăsta e prea gras, prea umâs, zice, uite, acolo e butoiul cu varză. Și când s-a băgat zmăul în butoiul cu varză, i-au tăiat toate capetele, și-au venit apoi represaliile și au dat foc și m-a dus să văd miriștea unde a ars zmăii veniți să se răzbune. Iar eu am făcut gafa vieții mele și mi-am exprimat oarecum îndoiala, spunând că asta e o poveste. Mi-a aruncat o privire, eu îl filmam, n-a mai vrut să vorbească cu mine și repede m-a aruncat între muritorii mărunți care nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, profund jignit că eu pot să pun la îndoială existența zmăului. Dar în schimb, în Codru, care e o zonă mai moale, așa, mai fină, am întâlnit o altă poveste, tot reală, tot la Biserica de Lemn de acolo. Oamenilor, acum 100 de ani, le-a furat cineva clopotul bisericii și după o peripeție clopotul a fost furat pentru că avea o voce foarte ademenitoare și hoții n-au rezistat ca și cum ar fi o sirenă, nu? Și a învățat ce să facă. Să fiarbă în lapte clopotul. Și au făcut un cazan foarte mare. Asta este real, deci nu e o poveste. Și au fiert clopotul în lapte ca să-i înmoaie vocea și să nu mai fie ademenitor. Noi cam atâta am vrut să vă prezentăm, să-i cunoașteți pe scritorii care trudesc aici la marginea țării. Am admirat expoziția, lucrările lui Flavius Lucăcel le cunoșteam doar de pe internet. Este cu totul și cu totul altceva să le poți vedea așa cum sunt ele. Am fost pur și simplu uluit când am văzut finețea lucrărilor Irinei Petraș. Niciodată n-am știut că Irina Petraș pictează atât de expresiv și are și graficile astea splendide și m-am uitat la
ele și am zis, domnule, o astfel de lucrare mi-aș dori și eu în casă.